Vine și momentul în viața ta de elev când trebuie să alegi ce facultate vrei să urmezi sau dacă vrei să faci una. Dacă ai nevoie de o facultate sau nu, depinde foarte mult de situația ta de viață. Spre exemplu, să zicem că ești foarte bun și foarte talentat la fotbal. Joci deja în prima echipă a Craiovei, vin scouteri din alte campionate puternice să se intereseze de tine și așa mai departe. În acel moment tu știi deja că ai șanse mari să reușești în domeniul ăsta și să mergi la o facultate nu ar fi chiar o mișcare inspirată pentru că ți-ar lua din timpul alocat fotbalului. Sau poate că provii dintr-o familie înstărită, iar tatăl tău deține nu știu câte firme și deja la 18 ani poate să te angajeze și să faci 5.000 de euro pe lună. Dacă e fiul lui Florin Salam și te ia calotar la el într-o noapte, faci 5.000 de euro. La un moment dat o să preiei afacerea și diploma de facultate o să-ți fie aproape inutilă. Mai există un caz în care ai o idee genială, nemaipomenită, nemaivăzută până acum și e 100% sigur că o să reușească. Însă totuși ai nevoie de bani și de oameni care să te ajute ca să-ți popularizezi ideea și să o duci mai departe. Iar asta este destul de greu. Și mai e și situația total nefericită în care părinții nu au suficienți bani ca să-ți plătească costurile de facultate sau pur și simplu ți-a ajuns cu liceul și nu mai ai motivația necesară să mergi și la facultate. După cum ați auzit, există tot felul de situații de viață și la întrebarea am sau nu nevoie de facultate nu vă pot oferi niciun răspuns și nimeni nu poate. Este un lucru strict subiectiv. Totuși, pot să vă spun părerea mea la întrebarea cum să îți alegi facultatea corect și o să vă ofer 3 idei ca să faci exact asta. Să începem. Primul lucru pentru a-ți alege facultatea corect este să nu lași pe nimeni altcineva să aleagă pentru tine. Eu sincer înțeleg părinții, intențiile lor nu sunt rele, vor ceea ce e mai bun pentru tine și ca tu să nu suferi și să fii fericit. De aceea tind să se implice prea mult în alegerile tale. Dar asta creează o dependență nocivă. Controlându-te, o să devii dependent de ei. Să zicem că ai ales facultatea impusă de ei și simți că nu ești mulțumit, simți că nu e locul tău acolo. Poate chiar ajungi să o și termini și să te și angajezi la un loc în care ești nefericit și stresat. Ce o să faci? Bineînțeles că o să dai vina pe ei. E vina lor că te-au trimis acolo, nu e vina ta, nu-i așa? Trebuie să-ți asumi responsabilitatea facultății pe care o alegi. Să-ți asumi că poate fi o alegere bună, dar și proastă. Și să le lași impresia părinților tăi că e suficient de matur și responsabil încât să alegi pentru tine. Dacă ai părinți care te controlează, spune-le planul tău, spune-le ceea ce vrei să faci, de ce vrei la facultatea aceea. Bineînțeles, dacă dorința lor coincide cu a ta, e extraordinar. Dar nu îi lăsa pe ei sau pe altcineva să ia decizia în locul tău. Până la urmă, tu o să mergi la facultate, nu ei. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci ca să-ți alegi facultatea corect este să alegi ce îți place. Nu știu dacă ați observat, poate sunt singurul care a observat asta, dar la noi în țară sunt doar 3 facultăți mari și late. Poliție, medicină și drept. Altceva nu există. Poate mai intră și automatica, să zicem. Toți sunt sfătuiți să dea acolo, dacă nu dai acolo, nu existi. Punct. Un alt lucru care mă enervează, eu sunt pe știință ale naturii la liceu și încă din clasa a noua, profesorii ne-au catalogat drept clasă de mediciniști. Adică gata, dacă ești pe știința ale naturii, vrei la medicină, nu? Bine, eu înțeleg, sunt facultăți de prestigiu, facultăți respectate, unde poți să ieși cu posturi plătite bine cu diploma de acolo. Dar există și alte tipuri de oameni care necesită alte tipuri de facultăți. Gândirea mea este următoarea. Pe primul loc este să-mi placă ceea ce fac. Și pe locul 2 sunt banii. Dacă nu-mi place ceea ce fac, banii nu au nicio valoare pentru. Asta e gândirea mea. Puteți veni cu contraargumente în secțiunea de comentarii dacă doriți, mi-ar plăcea foarte tare să le aud. Așa că alege ceea ce îți place, nu urma turma doar pentru că ești repede pe salariu ca polițist sau câștigi bani mulți ca medic sau informatician. Fă ceea ce îți place și mergi unde ți-e locul, nu unde se plătește bine. Al treilea lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei să alegi facultatea corect este să elimini așteptările. Eu m-am răzgândit de vreo 2 ori asupra ce facultate să urmez după liceu. Prima dată am vrut medicină, apoi am vrut psihologie, acum vreau administrație și afaceri. Și sunt șanse foarte mari ca și tu să faci la fel. Dar putea să fie o alegere proastă sau ceva să nu meargă bine în timpul facultății și să nu fie exact cum te așteptai. De aceea, mulți studenți regretă alegerea făcută pentru că nu e așa cum se așteptau sau e prea greu. Elimină așteptările cu privință la facultate. Dacă tu ai un scop, un plan bine definit, poți să-l pui în aplicare și fără facultate. Aceasta, bineînțeles, te poate ajuta. Cu ce? Nu știu, poate o să fac un alt videoclip când ajung acolo. Până atunci însă vreau să mă bucur de anii de liceu și vă sfătuiesc și pe voi să faceți la fel. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să dați un follow la Covescu de pe Instagram, unde puteți să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut.
Dacă nu aveți nevoie, puteți pur și simplu să mă salutați, eu răspund la orice mesaj. Acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune o reușită în orateu! Pa, pa!